cânte un cântec. Vrem să promovăm în mijlocul nostru cântecele pe care Dumnezeu ni le dă. Și cântecul pe care Alexandra o să îl cânte pentru gloria lui Dumnezeu este un cântec care și eu îl cânt în casă de rugăciune. Este legat de numele conferinței, un lucru. Credem că Dumnezeu în vreme din urmă ne cheamă să fim oameni a unui singur lucru. David a fost un om al unui singur lucru, Maria din Betania a fost o femeie a unui singur lucru și cred că Dumnezeu ridică o generație de oameni a unui singur lucru. De aceea vreau să stăm și să primim în inimile noastre și să ne închinăm împreună. Amin. Îndurarea mă vor însoți mereu.
Amin. Alexandra, mulțumim tare frumos. Îi mulțumim Domnului că Dumnezeu ridică în mijlocul tinerii generații oameni care aud sunetul cerului. Dragilor, avem așa de mare nevoie să auzim sunetul cerului, cântările care aduc vindecare peste națiune, cântările care nasc în națiunea română pasiune pentru Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului pentru Alexandra, pentru cântările care Domnul le-a pus în inimă. Sincer, știu că lucrurile astea se nasc din intimitatea omului cu Dumnezeu. Și ceea ce se naște din intimitatea cu Dumnezeu este un lucru care zidește pentru gloria Lui. Vreau să ne rugăm Domnului. Doamne, vreau să mă rog pentru un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea planurilor Tale. Vreau să mă rog pentru un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea inimii Tale. Doamne, mă rog ca Tu să-ți descoperi inima față de noi și descoperirea inimii Tale să fascineze ființele noastre, să dea desfătare sufletului nostru. Doamne, mărturisim că cel mai plăcut loc este locul în care Tu îți arăți dragostea, locul în care Tu îți afirmi afecțiunea față de noi. De aceea mă rog, Doamne, pentru un duh de revelație în cunoașterea inimii Tale. Mă rog să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi, în numele Domnului Iisus. Haleluia! Amin! Dacă aveți Biblie la voi, puteți să le deschideți la Isaia 62. Vom vorbi din Isaia 62. Duhul Domnului mi-a vorbit ca în aceste seminarii să vorbesc niște lucruri pe care însuși Duhul Sfânt le va accentua în vremurile din urmă. Dragilor, Duhul Sfânt are o agendă a Lui însuși legat de vremurile din urmă. Și în vremurile din urmă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va accentua în biserică diferite lucruri care sunt intime cu inima lui Dumnezeu și care vor da putere și tărie sfinților, robilor săi. De aceea, pentru că eu cred că anumite lucruri vor fi accentuate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este important să înțelegem aceste lucruri, pentru că aceste lucruri ne vor sprijini în vremuri de nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat să fie tărie pentru noi în vremuri de nevoie. Pentru câți dintre voi a fost tărie cuvântul lui Dumnezeu? Exact o lună înainte am fost pentru prima dată în viața mea internat într-un spital și mai mult decât atât am suferit o operație. Și vă spun, în dimineața în care m-am dus la operație, n-am fost niciodată în spital și credeți-mă, nu am deloc o plăcere să merg în spitale, nici măcar. Și aici trebuie ca Dumnezeu să lucreze în inima mea, nici măcar să merg să încurajez pe alții, dar mi-te să fiu pacient. Și am avut o temere și am o temere legată de doctor, trebuie să vă rugați pentru mine ca Domnul să mă elibereze de această frică. Și vă zic, habar n-aveam ce înseamnă să fii într-un spital. Și în spitalul din România nu seamănă deloc ca spitalul din alte națiuni. Am fost în spital, în vizită în America, nu seamănă ca în România. Dar cuvântul Domnului a venit la mine în dimineața în care am mers să mă operez. Cuvântul Dumnezeu mi-a vorbit. Psalmul 31. Psalmul 31. Ok, mersi. Psalmul 31, versetul 21, este versetul cu care m-am urcat pe masă de operație, care l-am avut în minte, prin care Dumnezeu mi-a vorbit. Versetul 21, binecuvântat să fie Domnul, care și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. Și acest cuvânt m-a întărit așa de mult și a fost o tărie pentru omul lăuntric, pentru clipele alea în care, dacă nu stai în cuvântul lui Dumnezeu, te prinde deznădejdea, descurajarea și diavolul de-abia așteaptă să te vâneze cu tot felul de gânduri care să te pună îndoială legat de învățătura pe care o ai, legat de locul în care ești. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine să întărească, să dea viață, să dea putere copiilor săi, de aceea este bine să stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 62 este un pasaj care nu poate fi scos din context. De la capitolul 60 până la capitolul 63 în Isaia, omul lui Dumnezeu are revelații legate de restaurarea Ierusalimului și de manifestarea gloriei lui Dumnezeu în Sion. Și este un pasaj al vremurilor din urmă.
Isaia 62 este un pasaj al vremelor din urmă. Pentru că imediat după Isaia 62 este Isaia 63, în care Iisus Hristos este descris ca războinicul care merge să facă judecată națiunilor. În Isaia 62, el vine și vorbește despre dragostea lui pentru Sion. Dragilor, Dumnezeu este un vulcan emoțional pentru Sion. Dumnezeu arde de pasiune pentru Sion. Zaharia, capitolul 8, versetul 2 spune: din dragoste am un mare zel, am o mare râvnă pentru Sion. Și spune: sunt aprins de mânie din pricina Sionului. Nu pentru că Sionul ar fi păcătuit, ci pentru că Sionul este în pericol. De aceea Isaia 62 începe cu versetul ăsta: de dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Sionului, din pricina dragostei mele profunde pentru Sion. Acum trebuie să știți două lucruri despre Sion. Pentru că este extrem de esențial să înțelegi la ce se referă când se vorbește despre Sion. Sion este locul în care a fost o singură construcție construită vreodată. Și este ceva foarte special în inima lui Dumnezeu. Sion este locul în care a fost zidit cortul lui David. Singura construcție zidită vreodată în Sion a fost cortul lui David. Și Domnul vine și spune că în vremurile din urmă va restaura cortul lui David. Și m-am tot întrebat de ce Dumnezeu vrea să restaureze cortul lui David și nu vrea să restaureze templul lui Solomon, de exemplu, care era grandios, îmbrăcat în aur, în strălucire. De ce nu vrea să restaureze cortul întâlnirii lui Moise? De ce vrea să restaureze cortul lui David în vremurile din urmă? Pentru că cortul lui David are o semnificație specială în inima lui Dumnezeu. De dragostea Sionului nu voi tăcea. În același timp, în Noul Testament, Sionul are de-a face cu familia răscumpărată a lui Dumnezeu, cu mireasa lui. Evrei vorbește despre acest lucru. Când spune despre Sion, spune despre Sfinții lui Dumnezeu. Și spune: de dragostea Sionului nu voi tăcea. Nu voi tăcea. Din dragoste pentru Ierusalim voi vorbi. Ceea ce s-a predicat aseară din Isaia 2 și Isaia 56 au legătură cu Isaia 62. Isaia 2 vorbește despre muntele Domnului va fi cel mai înalt munte, vorbește despre Sion ca fiind acel munte. Isaia 56 vorbește despre casa Domnului care este în Sion. Și în Isaia 56 Dumnezeu vine și spune, uitați-vă cu mine Isaia 56. Domnul vine și afirmă în Isaia 56 un lucru extrem de important. Versetul 5 din Isaia 56 spune: le voi da în casa mea și în lăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și apoi spune: îi voi aduce pe muntele meu ce e sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Dragilor, casa de rugăciune este un loc al veseliei. Este un loc al nașterilor spirituale, dar un loc al veseliei în același timp. Este un loc în care rugăciunea lichidă are loc, sau rugăciunea în lacrimi, dar în același timp este o casă a bucuriei în Dumnezeu. Dar aici în pasajul ăsta spune: le voi da un nume nou, un nume mai bun decât fii și fiice. Acum, în identitatea fiecăruia dintre noi, sunt trei dimensiuni despre care vreau să vorbesc și care trebuie să le înțelegem. Identitatea noastră are trei dimensiuni principale. Și, dragilor, vreau să afirm în după masa să acest lucru. Cea mai mare nevoie a noastră în această vreme este să ne privim pe noi înșine așa cum ne privește Iisus. Este cea mai mare nevoie a sfinților din Biserica lui Iisus Hristos să se privească pe ei înșiși așa cum îi privește Iisus. Cea mai mare ispită, cea mai mare luptă spirituală pe care o voi da pe acest pământ și pe care tu o vei da pe acest pământ este legat de cine ești. Deci, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stă în post 40 de zile și apoi este ispitit de ce e rău. Înainte să intre în post, Tatăl deschide cerurile și spune: acesta este Fiul meu prea iubit, îmi găsesc toată plăcerea mea. Vă puteți imagina acest lucru? Cerul se deschide și se aude o voce din cerul care spune: tu ești Fiul meu prea iubit. Și Tatăl spune care este identitatea lui: ești Fiul meu prea iubit, îmi găsesc toată plăcerea mea în tine, ochii mei sunt asupra ta zi și noapte.
Imediat după post, ce întrebări pune cel rău? Sau unde vine îndoiala celui rău? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Păi nu a zis Tatăl că este Fiul lui Dumnezeu, că este Fiul prea iubit al Lui. Imediat vine cel rău și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Sunt în Scripturi, sunt două momente cruciale, mai sunteți aici. Două momente cruciale în viața lui Iisus Hristos, în care din punct de vedere teologic nici măcar nu știi cum să le descifrești și cum să le descâlcești. Pentru că au fost două momente ale ispitirii intense ale lui Iisus Hristos, în care dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi păcătuit, dumnezeirea s-ar fi autodistrus. Pentru că dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi avut păcat, nu mai putea să fie Dumnezeu Fiul. Înțelegeți? Și nu au fost numai așa niște chestii sau roluri pe care Iisus Hristos le-a jucat, ci a fost o ispitire adevărată a Fiului lui Dumnezeu. Cele două momente cruciale sunt momentul ispitirii în pustie și momentul crucii. Înainte de momentul crucii, la schimbarea la față, Tatăl vine din nou și deschide cerurile și ce spune despre Fiul? Matei 17. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și cuvântul Dumnezeu spune că acest pasaj, când vine Moise și Ilie, au venit să-L întărească cu privire la momentul crucii. Tatăl vine și îl binecuvintează pe Fiul Său și îi rostește din nou, tu ești Fiul meu prea iubit, îmi găsești toată plăcerea mea în tine. Și apoi în momentul ispitirii Lui, vă aduceți aminte ce spuneau trecătorii? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Tatăl a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu și apoi vine ispita celui rău. Dragilor, toată viața noastră ne vom lupta cu a înțelege și a umbla în ceea ce Dumnezeu a zis despre noi că suntem. Eu sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt. Eu nu sunt ceea ce oamenii spun că sunt. Eu sunt ceea ce Dumnezeu afirmă, spune despre mine că sunt. Cea mai mare nevoie acestei vremuri este să înțelegem cine suntem în Dumnezeu, cum ne vede Dumnezeu. Și Domnul vine și spune în Isaia 56 că vă voi da un nume mai bun decât numele de fii și fiice. Și am spus, din punct de vedere biblic, este un nume mai bun decât fiu și fiică. Sunt trei dimensiuni ale identității noastre. Numărul 1, suntem fii ai Tatălui. Scumpilor, suntem fii ai Tatălui. Suntem de viță nobilă, suntem de viță regală, suntem moștenitori împreună cu Hristos, avem parte în împărăția lui Dumnezeu, vom domni împreună cu El, suntem fii ai Tatălui. Ar trebui să ne bucurăm pentru lucrul ăsta. Și de ce? Pentru că îngerii nu pot să-i spună Ava lui Dumnezeu. Nu este nicăieri o afirmație în Scriptură în care un înger să-i spună Abba. Îngerii mai degrabă sunt ființe slujitoare pentru noi. Slujesc pentru că Dumnezeu i-a pus. I-a pus să vegheze, să supravegheze, să stea pentru noi. Dumnezeu a ales acest lucru. Glorios! Chiar dacă sunt numiți fii, poate, în cartea Iov, nicăieri un înger nu se adresează lui Dumnezeu și nu îi spune Tată. Dar Duhul Sfânt care este în noi, ne face să strigăm, Abba, adică tăticule. Asta este una dintre dimensiunile în care noi trebuie să trăim. Suntem fii al lui Dumnezeu, suntem de viță royală, avem autoritate în Hristos. Mai mult decât atât, suntem mireasa Fiului. Suntem fii Tatălui. Și suntem mireasa Fiului. Mireasa Fiului. Când Dumnezeu vine și vorbește despre faptul că suntem mireasa Fiului, vorbește despre faptul că noi avem acces în inima lui Dumnezeu. Avem acces în inima lui Dumnezeu. Știți că îngerii nu cunosc ce este în inima Fiului. Noi cunoaștem afecțiunea Lui, cunoaștem dragostea Lui. Noi experimentăm acest lucru. Noi auzim glasul Său, plin de afecțiune pentru noi. Suntem mireasa Fiului. Și apoi suntem preoți ai Duhului Sfânt. Preoți! Dumnezeu ne-a chemat la o preoție sfântă pe fiecare dintre noi. Dragilor, preoții nu sunt pastorii. Preoții sunt toți fiii lui Dumnezeu. Toți am fost rânduiți de Dumnezeu să aducem jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Suntem preoți! În slujirea de preot facem lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Manifestăm gloria Lui, umblăm în darurile spirituale. Asta este slujbă preoțească. Când manifesti un dar al lui Dumnezeu prin tine, este o slujbă preoțească înaintea lui Dumnezeu. Am fost chemați, rânduiți de Dumnezeu să fim preoți acelui preanalt. Putem să ne aducem aminte. Fii ai Tatălui, fetelor sunteți fii ai Tatălui, băieților sunteți mireasa lui Hristos și toți suntem preoți ai Duhului Sfânt.
Acum când cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că ne va da un nume mai bun decât de fii și fiice, este un singur, este o singură dimensiune a unei relații mai profunde decât relația dintre tată și fiu. Este relația dintre mire și mireasă. Este singura relație mai profundă. În Isaia 56 vine și spune: vă dau un nume mai bun decât numele de fii și fiice. În Isaia 62 vine și spune care este numele mai bun. Uitați-vă în Isaia 62. Mai sunteți cu mine? Super! Isaia 62. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Atunci națiunile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care va hotărâ în gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi Hepzibah. Plăcerea mea este în ea. Și țara ta o vor numi Beula, măritată. Căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine, și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Un nume mai bun decât numele de fiu și fiică este mireasa lui Hristos. Mireasa lui Hristos. Dragilor, în această dimensiune, ca și mireasa lui Hristos, El își împărtășește afecțiunea, își împărtășește dragostea, își împărtășește focul inimii împreună cu noi. Și cine trăiește în intimitate cu Iisus Hristos, uneori intră în anumite locuri în care pasiunea lui Dumnezeu este atât de mistuitoare în ființa ta, poate cineva dintre voi înțelege ce vorbesc. Când înțelegi cine ești în Hristos și te deschizi și îți deschizi inima față de El, pasiunea Lui vine peste ființa ta, te misiu atât de mult, este locul din care n-ai mai vrea să pleci. Este locul în care ești fascinat, este locul în care ești copleșit de gloria, de măreția Lui Dumnezeu. El își împărtășește inima cu mireasa Lui. Dragilor, ceea ce se vorbește în vremurile din urmă este pasiunea mirelui pentru mireasa Lui. Pasiunea mirelui pentru mireasa Lui. Știți care este lucru care îl aduce pe Iisus Hristos pe pământ? Mireasa Lui. Este pasiunea mirelui pentru mireasa Lui. Dragilor, acum nu arătăm așa cum Dumnezeu ne va face să arătăm, dar ne apropiem de un moment în istorie când El va veni și va copleși inimile noastre cu atât de mare putere încât vom fi fără pată și fără zburcitură înaintea Lui. Astăzi mireasa lui Hristos nu arată fără pată și fără zburcitură, dar va veni o vreme în dimensiunea spirituală a lui Dumnezeu când vom arăta fără pată, fără zburcitură înaintea Lui. Vedeți, astăzi poate te uiți la tine și înțelegi că ești iubit de Dumnezeu la nivelul minții, dar atunci El va coborâ și vei înțelege dragostea Lui la nivelul inimii. La nivelul inimii. Va fi o intimitate între noi și Hristos, va fi o intimitate între noi și Duhul Sfânt, încât Duhul și mireasa împreună vor zice: vino Doamne Iisuse. Știți ce înseamnă Duhul și mireasa zic vino Doamne Iisuse? Va fi o așa armonie, așa ritm între Biserica lui Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, încât va fi un singur strigăt pentru revenirea lui Iisus Hristos. El vine înapoi la strigătul miresei Lui. Și El va veni la strigătul miresei Lui. Câți dintre voi ați văzut filmul Troia? Care l-ați văzut? Ăla cu Leonardo DiCaprio, în care prima scenă face tot filmul, când merge ca un război și stă dita mai un amil acolo și pune o sabie în tipul respectiv și cade. Și cam asta e tot ce e fain în film. Când vorbim despre povestea Troiei, știți, dragostea dintre Paris și Elena, ceea ce noi nu promovăm. Dar în acest context, împăratul Menelau împreună cu fratele său, raportat la populația care era în vremea de atunci, ridică cea mai mare armată de oameni. Și m-am gândit așa un pic, cum ar fi fost să fiu în pielea Elenei. Wow! Pentru mine să se bată atât de mulți oameni. Dragilor,
Noi suntem mai privilegiați și ar trebui să ne simțim mult mai bine decât a simțit Elena atunci, pentru că pentru noi se luptă îngerii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși, Iisus însuși, din zel, din pasiune, din dragoste pentru tine, este gata să ducă un război cosmic pentru a te avea. Ești atât de prețios în ochii lui Dumnezeu și diavolul vine și ne minte cu tot felul de lucruri ieftine, dar în inima lui Dumnezeu este pasiune, dorință pentru ființele noastre. Și el vine și spune și declară în vremurile din urmă, îmi găsesc plăcerea în tine, Hepzibah! Îmi găsesc plăcerea în tine! Când privesc înspre tine, privesc la cel mai de preț lucru pe care l-am creat în acest univers. Tu ești cel mai de preț lucru creat de Dumnezeu. Și ești cel mai de preț lucru din univers. Poți să te simți așa. Dar așa suntem, dragilor. Suntem cele mai de preț lucruri din univers. Spuneți-mi ce lucru mai de preț are Dumnezeu în univers. Mai de preț decât omul. Vezi, m-am gândit că poate îngerii sunt mai de preț. Dar îngerii n-au experimentat iertare. N-au experimentat răscumpărare. Pentru îngeri, Iisus Hristos nu și-a dat viața. Dar dragostea Lui pentru tine l-a dus la moarte. Evrei 12 cu 2 spune acest lucru. Spune, pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit rușinea și a suferit crucea. Pentru bucuria care era pusă înainte. Și bucuria care era pusă înainte era rodul suferințelor Lui, care suntem noi, mireasa Lui. A disprețuit rușinea și a suferit crucea. Acum nu știu dacă a stat să mai meditați puțin la ce înseamnă crucea lui Iisus Hristos. Dar crucea lui Iisus Hristos a fost orchestrată de însuși Dumnezeu în așa măsură, cu atât de mare intensitate, încât să cucerească cele mai împietrite inimi de pe pământul acesta. M-am tot gândit, cum a putut Dumnezeu Tatăl să orchestreze asemenea lucruri pentru Fiul Său? N-a putut Iisus să moară într-un mod mai diferit? Dragilor, Fiul lui Dumnezeu este bătut, 40 de lovituri cu biciul roman, și vă spun, ceea ce ați văzut în patimele lui Iisus Hristos este o imagine palidă a ceea ce Iisus a suferit. Palidă! Și dacă ți-ai întors privirile când ai văzut biciul roman cum smulgea părți din trupul lui, este o imagine palidă. Dacă stai și citești în istorie, când cineva bătea 40 de lovituri cu biciul roman, se prea putea să se vadă anumite organe interne cu ochiul vizibil. Atât de mult smulgea carnea din trupul unui om. Tatăl orchestrează acest lucru pentru Fiul Său. 40 de lovituri. Și cuvântul Dumnezeu spune că mi-a zbrăzdat spatele, la fel cum se face o brază, așa a fost zbrăzdat spatele lui Iisus Hristos. Dar lucrul ăsta n-a fost de ajuns. În pretoriu, când merg acolo și soldații romani își bat joc de Fiul lui Dumnezeu, este vorba de între 300 și 600 de oameni care aveau acest ritual demonic să-și bată joc de omul respectiv, mergeau, îi dădeau în cap cu tresia sau făceau tot felul de lucruri, plecăciuni, îi mai dădeau câteva palme și pumni. Gândiți-vă că după ce a luat 40 de lovituri, au făcut și acest lucru cu privire la el. Și parcă umilința asta n-a fost de ajuns. L-au mai pus și să-și care crucea, l-au mai pus și pe cruce. Și, dragilor, durerea pe care un om o simțea pe cruce este de nedescris. Pentru că este mult mai mult decât ne imaginăm noi. Mai mult nici după care nu putem să măsurăm vreun dintre noi dimensiunea spirituală a ceea ce s-a întâmplat în acele momente. Deci gândiți-vă că un om care era răstignit și Iisus Hristos a luat-o rău înainte să fie răstignit, deci nu i-au bătut cuiele în palme. Pentru că nu putea în palme, dacă bați un cui, nu poate să țină greutatea unui om. Cuiele au fost bătute undeva în zona asta. Unde este un nerv foarte sensibil, când v-ați lovit și v-a durut în cot și ați fost așa, parcă săgetați în toată ființa voastră, este că s-a atins acel nerv. Romanii erau experți în a te face să suferi. De fiecare dată când Iisus Hristos a trebuit să miște mâinile Lui, a avut acea senzație în trupul Lui. Gândiți-vă că, pentru că stătea într-o poziție dificilă, în poziția asta, totul apasă pe torace și trebuie să te ridici ca să poți să respiri.
Iisus Hristos trebuia să facă această mișcare la fiecare 20-30 de secunde ca să poată să ia aer, să respire. Când a murit, nu s-a mai putut ridica pur și simplu să ia aer și a pleznit totul în el. Gândiți-vă că avea o cunună de spin pe cap. Gândiți-vă, crucea pe care a fost pus nu a fost așa finisată frumos cum este în ziua de astăzi. Și el trebuia să, pur și simplu, să-și folosească toate puterile pentru a se ridica, înțelegeți? Trebuia să-și folosească spatele brăzdat, să se împingă cumva pe lemnul crucii, să se ridice. Capul, gâtul trebuia să-și îl împingă, înțelegeți, pe lemnul crucii ca să se poată ridica. Și lucrul ăsta trebuie să facă 6 ore. Și Tatăl a orchestrat o astfel de moarte pentru Fiul Său, știți din ce cauză? Dragilor, dacă crucea nu ne fascinează, nimic nu ne va fascina. Dacă crucea nu ne întoarce cu fața înspre Dumnezeu, nimic nu ne va întoarce cu fața înspre Dumnezeu. El a orchestrat o moarte oribilă pentru Fiul Său ca să înțeleagă cât de mult ești tu iubit de Dumnezeu. A făcut toate aceste lucruri, mai mult, este mai mult decât pot eu să vă descriu, mai mult. În suferința Fiului Lui Dumnezeu, dar m-am gândit cum a putut Dumnezeu să orchestreze toate aceste lucruri, pentru că Tatăl a fost în control tot timpul, dragilor. De real, El a orchestrat o asemenea moarte încât și cel mai împietrit om din universul ăsta să se plece înaintea Fiului Dumnezeu să recunoască că El este Domnul. Și sunt convins că majoritatea dintre noi care ne-am întors la Dumnezeu am fost copleșiți de această dragoste a Lui Dumnezeu. De această dragoste. Poți să înțelegi că ești iubit. Cel mai iubit din univers. Deci și istoria creației vorbește despre același lucru. În fiecare zi Dumnezeu a pus câte ceva, înțelegeți? O imagine este ceea ce americanii fac atunci când așteaptă un copil să vină pe lume, sau și românii fac acest lucru. Îi pregătești o cameră, o zugrăvești frumos, pui tot felul de papițoi pe acolo prin camera respectivă, știu eu, tot felul de obiecte care cântă și încerci să faci un loc, să pregătești un loc frumos. Pentru că atunci când cel drag al tău se va naște, să fie într-o atmosferă plăcută. Acum, dragilor, tot ce a creat Dumnezeu, a creat că atunci când omul va veni în ființă, când își deschide ochii, să rămână fascinat de cine este Dumnezeu. Nu v-ați gândit niciodată de ce a creat Dumnezeu niște galaxii imense? De ce a creat niște galaxii imense? De ce este atât de complicat trupul uman? Îți spun de ce, ca să fii fascinat de gloria și de măreția lui Dumnezeu. Dar cel mai fascinant lucru este faptul că ești iubit de El. Vreau să vă zic un adevăr azi. Nimic nu poate fascina mai mult sufletul unui om decât descoperirea emoțiilor, a sentimentelor, a afecțiunii lui Dumnezeu față de el. Nu există o plăcere mai mare în univers pe care un om poate simți mai mare decât plăcerea faptului că Dumnezeu te iubește. Nu există ceva care să fascineze ființa umană mai mult decât atât. Dragilor, noi am fost creați pentru a fi fascinați. Credeți acest lucru? Că ai fost creat pentru a fi fascinat. Dumnezeu a pus în noi această dorință de a fi fascinați. Este gândul lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne pocăim pentru că suntem fascinați, trebuie să ne pocăim pentru că suntem fascinați de altceva decât de Dumnezeu. Vezi, diavolul a înțeles această dorință, acest stânge din inima omului și a creat o fel de substitute. Știți că pornografia este o industrie zidită pe dorința de a fi fascinat. Da sau nu? Nu? Pe dorința de a fi fascinat este zidită pornografia. Drogurile sunt zidite pe dorința de a fi fascinat. Și ceea ce este o urăciune înaintea lui Dumnezeu astăzi este faptul că Hollywood, avem impresia că Hollywood ne poate fascina mai mult decât ne poate fascina Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu este fascinant. Vă spun că acei serafimi care au ochi pe dinăuntru și pe din afară stau cu privirea țintită asupra Lui pentru că găsește ceva fascinant în Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă de ani de zile și una dintre cele mai mari minciuni pe care o gustăm poate în fiecare zi este faptul că păcatul ne poate satisface mai mult decât o poate face Dumnezeu. Asta este o mare minciună, că păcatul ne poate satisface mai mult decât ne poate satisface Dumnezeu. Plăcerea de o clipă a păcatului. Mergem să gustăm plăcerea de o clipă a păcatului și după aceea ne dăm seama că de fapt a fost un fake
și că ceea ce simțim este goliciune în ființa noastră lăuntrică. Asta face păcatul. Promite ceva ce nu-ți va dărui niciodată cu adevărat. Promite o plăcere care nu te va satisface, ci care mai degrabă te va goli. Dar, dragilor, câți dintre noi nu trăim în acest lucru aproape în fiecare zi? Trebuie să ne întoarcem cu privire la acest Dumnezeu fascinant și în vremurile din urmă Dumnezeu va ridica oameni care îl vor predica pe Dumnezeu. Eu cred că una dintre cele mai mari nevoi în bisericile noastre este să-L predicăm pe Dumnezeu. Dragilor, să-L predicăm pe Dumnezeu. Sincer, sunt așa de sătul de alea patru predicile de genul 4 pași cum să ai mai mulți bani în buzunar, 4 pași cum să ai o căsnicie mai fericită, 7 pași cum să nu știu ce. Dragilor, trebuie să-L predicăm pe Dumnezeu. Tozer spunea, 10.000 de lucruri mai mici sunt rezolvate atunci când omul are descoperirea gloriei lui Dumnezeu. Noi suntem și ne încercăm să ne focalizăm pe alea 10.000 de lucruri mici care nu le putem rezolva niciodată fără puterea lui Dumnezeu, în loc să ne uităm la gloria, la slava, la frumusețea lui Dumnezeu. Dar vă spun, în vremurile din urmă, Dumnezeu va pune un strigăt în inima oamenilor săi. Un strigăt după a fi fascinat. Un strigăt după a trăi împreună cu El. El va face acest lucru. El va ridica o generație de oameni atât de fascinați de frumusețea Lui, care vor trăi în unitate cu El și ei sunt cei despre care v-am zis, Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Știți că cel mai important lucru în vremurile din urmă este cultivarea intimității cu Dumnezeu? Pentru că chiar și în Matei 25, pilda celor 10 fecioare, când vorbește despre un de lemn este un de lemn al intimității cu Iisus, pe care nu poate să-L cultive altcineva în locul tău. Nu poate să-L cultive pastorul, nu poate să-L cultive liderul de tinere, nu poate să-L cultive, știu eu, trupa de închinare. Ești chemat să stai în acel loc al intimității. Și vreau să știți că intimitatea trebuie să preceadă lucrarea. Oh, da! Cea mai mare poruncă nu este să mergi. Cea mai mare poruncă este să stai. Și apoi, după ce ai fost fascinat de Dumnezeu, să mergi și să spui oamenilor despre ceea ce ai văzut în El. Oh, da! Cea mai mare poruncă este să-L cunoști și apoi să-L faci cunoscut. De multe ori încercăm să mergem să facem cunoscut un Dumnezeu pe care nu-L cunoaștem pentru că nu trăim în intimitate cu El. Dragilor, cântările care vor schimba această lume sunt cântările care se nasc în intimitate. Asta va schimba lumea. Predicile, mesajele care vor schimba această lume sunt mesajele care se nasc în intimitate, în acel loc al prezenței lui Dumnezeu. Nu alea de pe internet, nu alea de la nu știu cine, nu, dragilor, alea ce se nasc în intimitate, în acel loc în care tu stai în prezența lui Dumnezeu și El își manifestă slava Lui față de tine. Asta este nevoia noastră cea foarte mare. Și vă spun, nu vom înțelege aceste lucruri până când nu ne vom lăsa inima să fie cucerită de El. Țin minte de o zi când eram în casă de rugăciune și Dumnezeu mi-a spus clar, niciodată să nu te mai îndoiești de dragostea mea. Niciodată să nu te mai îndoiești de dragostea mea. Ioan 5:19 este versetul meu preferat. Fiul nu face nimic de la sine, ci face tot ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și țin minte un moment din viața mea, un om al lui Dumnezeu din India. În 2005 am fost în misiune în India. Și unul dintre oamenii cu care am lucrat este un mare cântăreț indian, pe care Dumnezeu îl folosește cu mare putere și în zilele, în ziua de azi. Îi țin minte că eram în casă de rugăciune într-o zi și m-a sunat din India, după 3 ani și ceva, m-a sunat din India. I-a spus, am nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Eu vreau să te rogi pentru mine și să-mi scriu un e-mail dacă Dumnezeu îți vorbește ceva. Și am zis, ok. Peste 2 zile, i-am scris un e-mail. Și am vorbit despre faptul că Dumnezeu nu vrea să avorteze visul care este în inima Lui, ci să meargă înainte. Că Dumnezeu este cu El și că Dumnezeu este gata să miște cerurile și pământul pentru cei ce spun da Lui. Și că finanțele vor veni și totul este în rânduială împreună cu Dumnezeu. Și am spus aceste lucruri. I-am scris un e-mail
Am stat o zi, am stat două zile, am stat trei zile, n-am primit niciun răspuns. Și vă spun, am căzut într-o depresie foarte ciudat. Am căzut într-o depresie, mă gândeam, omul ăsta poate fi avut ceva legat de copiii lui, ceva poate de vrăjitorie, de lucruri de genul ăsta care sunt în India și eu vin și spun despre nu avorta visul tău, mergi înainte și în fine. Și vă spun, am căzut într-o depresie încât am spus casă de rugăciune, trebuie să iau liber, să-mi iau liber. Niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Am spus, trebuie să-mi iau liber. Și a doua dimineață, un lucru din nou neobișnuit pentru mine, m-am dus cu cineva la pescuit. Eu m-am trezit, serios, stând în fața lacului, pe o bancă, uitându-mă, și dintr-o dată tot felul de pasaje au venit în mintea mea. Despre Domnul Iisus Hristos la pescuit. Știți, când Fiul Dumnezeu a mers la pescuit, a prins pești. Și am stat vreo 4 ore și nu prinsesem nimic. Și dintr-o dată Duhul Domnului vine peste mine și mi-aduc aminte de Ioan 5:19, că Fiul nu face nimic de la sine, face tot ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și versetul 20 vine și spune, și Tatăl îi descoperă aceste lucruri pentru că îl iubește. Tatăl îi descoperă aceste lucruri pentru că îl iubește. Și dragoste este temelia revelației inimii lui Dumnezeu. Și am zis, măi, chiar e adevărat? Am zis, chiar vreau să te pun la încercare legat de pasajele noastre cu Iisus Hristos, în care El merge la pescuit. Și eram cu un frate de la Creștin după Evanghelie. Și spun, frate, cred că în următoarele 20 de minute o să prinzi un pește. Au zis, facă-se după credința ta. Amin. După 20 de minute a prins primul pește. Era un crap de 2,6 kg. Slavă Domnului! Sau nu, nu, 1,6 kg, pardon. Din nou stăm vreo 4 ore, nu prindem nimic. Și spun Domnului din nou, Doamne, o să mai zic o dată așa ceva, să vedem. Și spun, frate, în următoarele 20 de minute o să prins un alt pește. O să fie un pește diferit de peștele care l-ai prins și o să fie mai mare decât peștele care l-ai prins. Fratele încep să uite așa mai câș la mine, dar zice, ok, facă-se după credința ta, amin. În 20 de minute am prins o știucă, asta avea 2,6 kg, era, sincer, i-am legat gura cu sârmă ca să o putem stăpâni. Sau să nu ne spuneți la protecția peștilor. Seara, înainte să plecăm iarăși, au trecut vreo 3 ore, iarăși n-am prins niciun pește. Și am zis, Doamne, lucrurile astea chiar sunt reale sau ce se întâmplă? Și am zis din nou, am zis, frate, o să prindem ultimul pește. La 7 se închidea locul de așa și mai erau 40 de minute. Am zis, o să prindem ultimul pește și o să fie mai mare decât cei doi pești la un loc. Wow! Țin minte că era 7:10 și mă rugam în limbi acolo. 7:05. Trage. Și am prins un pește de peste 4 kg când ne-am măsurat. Aveau cu câteva grame mai mult decât peștii prinși. Și în inima mea, sincer vă zic, în inima mea am fost copleșit de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că am înțeles altfel ceea ce este scris în Scripturi. M-am întors înapoi acasă și nu știu cum mi-a venit gândul ăsta, bine, de la Domnul, să mă uit în bulk mail. Și mă uit în bulk mail și când mă uit în bulk mail era exact mesajul la fratele ăsta din India în ziua în care eu i-am trimis mesaj. Și când deschid mesajul spune, Claudius, vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce ai scris, pentru că lucrul ăsta a salvat lucrarea mea. Am fost într-un loc în care nu știam ce trebuie să mai fac, dacă să mă mai lupt legat de lucrurile astea, pentru că unul dintre sponsorii mei mi-a spus că nu mai poate să mă susține și așa, și nu știam ce să fac, eram la o răscruce de drumuri. Și Dumnezeu a lucrat
Și imediat după ce am primit cuvântul în inima mea, au fost niște oameni care direct au vrut să mă sprijinească financiar și au spus, sunt doi profeți care o să ia legătura cu tine pentru că cuvântul care mi l-a împărtășit le-am scris și lor și ei au fost binecuvântați prin cuvintele tale. Și dragul, am stat 3 zile în depresie pentru o minciună a celui rău. Puterea diavolului să-n minciună. Puterea lui Dumnezeu să-n adevăr. Dragilor, puterea diavolului să-n minciună, el vine și însămânțează în mințile noastre dacă nu suntem în alertă. Pune tot felul de gânduri mincinoase, lucruri care nu sunt din Dumnezeu. Și începi să te privești pe tine însuți prin prisma gândurilor pe care le ai și dacă nu ai gândurile dumnezeiești în ființa ta, gândurile astea încep să-ți conducă viața. Și vreau să știți că nimeni nu poate să zidească o viață pozitivă pe o gândire negativă. Este imposibil să gândești tot timpul negativ despre tine însuți și să poți să ai, să trăiești o viață pozitivă în Dumnezeu. De aceea trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și afirme lucrurile Lui legate de noi și să le primim în ființele noastre. Și Domnul vine și spune, te vei numi Hepzibah, plăcerea mea este în tine. Și țin minte când am predicat acest lucru odată în Basna, una dintre surorile lui Naomi avea 13 ani pe vremea de atunci. Și a scris mare pe oglindă, Hepzibah. Hepzibah. Pentru că, scumpelor mele surori, oglinda este una dintre lucrurile folosite de diavol să te mintă. Este un altar al minciunii pentru multe tinere din ziua de azi. Și acolo pe oglindă și-a scris, Hepzibah, Dumnezeu își găsește plăcerea în mine. Și nu las ca oglinda asta să vorbească lucruri care nu sunt adevărate despre mine și să las ca influența acestei lumi să vină peste mintea mea. Dragilor, este oglinda minciunilor și este oglinda minunilor. Și oglinda minunilor este cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Maleahi 3:17 spune, vei fi o comoară deosebită în ziua aceea. Tu, ca și fiul al lui Dumnezeu, ești ca și pupila ochiului lui Dumnezeu, cine se atinge de tine, se atinge de pupila ochilor lui. Când începi să pui versetele astea în inima ta, îți spun, o să începi să umbli altfel pe pământ. O să începi să umbli altfel pe pământ, înțelegeți? Pentru că înțelegi că Dumnezeu are tot timpul ochii ațintiți asupra ta. Înțelegi că toate lucrurile Dumnezeu le rânduiește împreună să lucreze înspre glorificarea ta. Și Pavel ne și spune știm. Și cuvântul în limba greacă înseamnă cunoaștem în mod intim că toate lucrurile lucrează înspre binele nostru. Chiar și vecinii noștri și chiar și orașul nostru și chiar și națiunea noastră lucrează înspre binele nostru așa cum sunt toate lucrurile în contextul nostru și noi nu înțelegem, dar toate lucrurile lucrează înspre binele Sfinților lui Dumnezeu. Dragilor, dacă nu ar fi lucrurile cum sunt în această națiune, poate n-am fi stârnit așa de mult pentru această națiune. Înțelegeți? Toate lucrurile lucrează împreună ca noi să creștem în pasiune, ca noi să creștem în glorificarea numelui Lui Dumnezeu, ca noi să ne punem deoparte pentru slava Lui și să trăim o viață sfântă, intimă împreună cu El. Și vă spun, în vremurile din urmă, vă spun acest lucru, puteți să începeți de pe acum. Una dintre cele mai predicate mesaje din Scripturi și una dintre cele mai predicate cărți a vremilor din urmă o să fie cartea Cântarea Cântărilor. Câți dintre voi ați auzit predici din Cântarea Cântărilor în ultimii 10 ani? Ok, super. În afară de nunți. Câți dintre voi ați făcut un studiu pe Cântarea Cântărilor? Vezi, Cântarea Cântărilor o să fie una dintre cele mai predicate cărți în vremea din urmă, pentru că este pur și simplu manifestarea iubirii lui Dumnezeu pentru poporul Său și când vom fi înrădăcinați în această carte, vom trăi diferit, ne vom vedea diferit și vom umbla diferit. Unii vin și spun, a, cartea asta, când o citești prima dată fără să înțelegi ce este adânc în profunzime, Domnul ne-a dat un manual despre sex, Domnul nu știu ce, dragilor, vorbește despre lucruri foarte profunde și trebuie să ai revelația lui Dumnezeu ca să înțelegi ce lucruri sunt ascunse în acel loc și vă spun, Dumnezeu vrea să ne ducă inimile în acel loc în care suntem în rid cu Dumnezeu, umblăm în ritmul Său. Și vă spun, unul dintre accentele Duhului Sfânt în vremea din urmă este să-și ducă biserica Lui în acel loc în care Duhul și Mireasa strigă împreună
Vino, vino, Doamne Iisuse. Ceea ce poate fascina cel mai mult ființele noastre este cunoașterea inimii Lui pentru noi. Pentru noi. Știți cât de mare este dragostea Lui Dumnezeu pentru noi? Mai am 3 minute până la pauză. Aleluia. Ioan 15:9. De-abia aștept să mă întâlnesc cu fratele Ioan. Am atâtea întrebări teologice pentru el. Dintre toți apostolii, Ioan este singurul apostol care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Ceilalți apostoli spun că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot ce suntem, cu tot ce avem. Ioan vine și spune cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. În toate epistolele lui spune, vedeți cât de mare dragoste și-a arătat Dumnezeu față de voi? În Ioan 3:17, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan 15:9, el vine și spune, cum a iubit Tatăl pe mine, așa v-am iubit eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea, spune, aceeași intensitate, aceeași dorință pe care Tatăl a simțit-o pentru mine, eu o simt pentru voi. Rămâneți în dragostea mea. Iisus vine și își declară dragostea Lui pentru mireasa Lui. Ioan 17:23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Fiul vine și zice, dragostea pe care o am pentru Tatăl este dragostea pe care o am pentru voi. Și aici vine și zice, dragostea pe care Tatăl o are pentru mine, Tatăl o are și pentru voi. Și vorbește despre Trinitatea aceasta care stă cu ochii asupra noastră, ațintită și este gata să intervină pentru viețile noastre, pentru ființele noastre și noi stăm și înghițim minciunile celor rău, că nu suntem iubiți, că nu suntem doriți, că nu avem preț, că nu știu ce, dragilor, suntem cea mai iubită ființă din univers. Ioan 17:26, eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu în ei. Aceeași intensitate a dragostei pe care Tatăl a simțit-o față de Fiul, pe care Fiul a simțit-o față de Tatăl, El o simte față de fiecare dintre noi. De aceea vreau să stăm înaintea Domnului. Și Doamne, vreau să-ți cer ca dragostea Ta să fie simțită cu inima azi, să treacă de la nivelul percepției sau de la nivelul rațiunii, să treacă în ființele noastre, să ne atingă. În omul lăuntric, prin cuvântul Tău în domeniul spiritual, îți cer să surpi orice întăritură demonică, orice gânduri mincinoase, orice minciune a celui rău legat de faptul că nu suntem prețuiți, că nu avem valoare, că nu suntem iubiți, că am făcut așa de multe lucruri încât Dumnezeu nu mai poate ierta, că Dumnezeu nu mai are ochi pentru noi, că Dumnezeu nu-i mai pasă de noi, că nu mai avem niciun viitor în Dumnezeu, că destinul nostru nu mai poate fi împreună cu El. Doamne, dă la o parte aceste lucruri. Prin puterea pe care Duhul Tău ce Sfânt o are, mă rog să lucrez, Doamne, și să surpi în domeniul spiritual aceste minciuni ale celui rău și adevărul Tău să ne elibereze în seara asta, adevărul Tău să ne facă să celebrăm, să jubilăm la cunoașterea Lui, Doamne Dumnezeul meu. Mă rog să lucrez în noi și în vremele din urmă, Doamne, mă rog să pui această dimensiune a faptului că suntem mireasă Fiului Tău în ființele noastre. Mulțumim că ne-ai dat ca și mireasă acces la inima Ta. Mulțumim că putem să simțim, să percepem, să înțelegem afecțiunea Ta, dragostea Ta pentru noi. Mulțumim că Tu ești pentru noi. Mulțumim că Tu ești pentru noi și cine poate sta împotriva noastră? Mulțumim că Tu ești pentru Sfinții Tăi. Mulțumim, Doamne, mulțumim că noi ca și preaiubiți ai Tăi ne putem odihni între umerii Tăi. Mulțumim că atunci când suntem obosiți, Tu ne iei pe umerii Tăi și ne duci prin această lume. Mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru, că avem favor dumnezeiesc în a umbla împreună cu Tine, Doamne. Doamne, mă rog să dai la o parte și să spargi orice tipar nedumnezeiesc, această oglindă a minciunilor din mințile noastre, să ne putem vedea pe noi înșine așa cum Tu ne vezi.
În această vreme, Doamne, mă rog, ca Tu să lucrezi și să întărești identitatea noastră în Hristos, Doamne, pentru a fi oameni care fac mari isprăvi în vremurile din urmă. Mă rog să ne binecuvintezi în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Haideți să luăm 5 minute pauză. Ok? Putem să ne mai salutăm unii pe alții, mai ne dăm câte un cot unii altora în dragoste. Ok? După care o să mergem în partea a doua.